Explozie de pui la grădina zoologică din Chișinău. De 3 luni încoace, țarcul cangurilor este mai bogat. Deși sunt încă foarte mici, ei scot deja capul din marsupiu mamei și se bucură de soarele de primăvară. La grădina zoologică din Chișinău viețuiesc în total 16 canguri, 13 masculi și 3 femele. Каждая самка родила по одному кенгуренку, и к чему мы рады? 3-4 месяца старшему и, может быть, около месяца, не могу сказать точно, младшему. Această specie de canguri nu are nevoie de îngrijiri speciale, deoarece s-a adaptat foarte bine la temperaturile de la noi, dar și la meniul oferit de îngrijitori. În primul rând, este sene, ветки, идет овсянка, овощи разные, свекла, морковка, plus еще гречка, рис, остальные фрукты. Și o altă familie de animale de la menagerie s-a mărit cu încă un membru. 23 февраля было пополнение. У нас родился маленький игрунок. Это игрунка обыкновенная. Вот. Папа Добик и мама Кишеня сделали нам подарок. Но уже малый подрос, уже начинает сам бегать, кушать уже начинает потихонечку самостоятельно. Micuțul mamifer se făcuse comod pe spatele tatălui său, care îi făcea o excursie prin cușcă. Îngrijitorii spun că în timpul apropiat, menajeria va deveni și mai numeroasă. În prezent, la grădina zoologică din Chișinău sunt circa 1000 de animale, care reprezintă 90 de specii diferite.